Sistemul de învățământ se tot reorganizează în țara noastră, iar noua găselniță este limitarea numărului de elevi dintr-o clasă la 25. Ecaterina Andronescu, ministrul educației, vrea să ia această măsură după aprobarea cifrei de școlarizare pentru anul viitor. Oficialul consideră absolut necesară această măsură, dar și posibilă în sistemul românesc de învățământ. Totodată, aceasta a menționat că denumirea clasei pregătitoare se va schimba în clasa 1-a din 2020. Există în acest sens o lege în vigoare, promulgată deja de președintele Klaus Iohannis. Tot din toamna anului viitor, învățământul obligatoriu va fi extins. Învățământului obligatoriu îi se adaugă încă ultimii 2 ani de grădiniță și ultimii 2 ani de liceu. Adică ultimii 2 ani de grădiniță înseamnă grupa mijlocie și grupa mare intră în învățământul obligatoriu și ultimele 2 clase de liceu, clasa 11 și respectiv clasa 12, care vor deveni și pentru fiecare dintre aceste clase introduse sau grupe introduse în învățământul obligatoriu, mai degrabă statul vine să-și asume susținere financiară suplimentară, pentru că, de exemplu, manualele pentru ultimele 2 clase de liceu, nefiind în învățământul obligatoriu, nu erau acordate. Ministrul a adăugat că și această lege este în vigoare și va fi aplicată gradual începând din 2020, adică din toamna anului următor.